cea mai proastă și cea mai scumpă sală care este la noi în țară. Ia că și sala noastră de forță aici. Bă, tu uite cum arată aici în desert. Deci eu practic nu nimic. Uite și de mare bazinul ăsta. 20 de lei intrare. Frumușel. Bă, dă-i tare ca lemn. Nu știu de ce, ați intrat îmbrăcat, dezbrăcat. Olea, că-s vechi, dar important că lucrează. All inclusive, hai. Prieteni, salutare la toți. Astăzi, în acest video, noi să facem ideea asta mult așteptată și de mine, dar și de voi. O să vedem cea mai proastă și cea mai scumpă sală care este la noi în țară. Asta chiar este interesant. Și pentru mine, fiindcă eu mă ocup sport foarte mult cu cunoașteți din Instagram. Dacă nu mă urmărești, intri chiar acum și abonează. Pentru că acolo postez multe momente care aici pe YouTube niciodată n-o să apară. Eu între timp am lăsat deja și un story să văd care este părerea voastră, care este cea mai proastă, cea mai bună sală care este la noi în țară, deci sper că o să fie foarte interesant. Voi nu uitați să vă abonați la acest canal, să puneți un like, iar noi începem. De mulți dintre voi mi-au scris stories, cea mai ieftin sau nu știu, cea mai proastă sală este Ulimu, sala de la ultimul etaj de acolo. Acolo intrarea, dacă nu mă greșesc, era 20 de lei, așa îmi pare și mie, nu știu, măi, poate prețul crescut, așa că începem chiar acum și o să vedem. O să facem un antrenament, o să vedem cum e acolo, tehnică, calitate și multe altele. Noi trebuie să ridicăm, poate scările, steana până sus, nu știu dacă se vreo 10 etaj sau nu. Și mai interesant că până ce ajungi acolo, deam un poze și faci un cardio. Păleac din încălzări, te-am acolo nici n-am strădat să te încălzări. Noi de gen ridicat 5 etaje. Eu cred că pe azi ajungi un cardio să putem să ne oprim aici. Să mai ieși geanta cu tine care grea aici. Hai eu ca eu, două fată. Oricât de mult n-ar ridica scările, ori nu știu, dar cioarele mie de-am gata, s-o dus. Ați precis că cioarele nu le mai antrenăm. Uite ce priveliște. Vezi tot Chișinău. Noi suntem la etajul 8-a, măi. Hai, mai avem încă două etaje, că să ne răzgândim. Aici e sala de tenis la noul etaj, văd că și nu trebuie sus. Băi, da, la măi. Ia că și sala noastră de forță aici. Intrarea cât costă? 20 lei. 20 lei, chită unde? Aici. Mersi. Vesearul unde-i? A, în partea așa. Sala e pustie aici. Ia uite, și priveliște aici, tu vezi? Tare faină, aici se întrănează. Aici este vestearul nostru. Deci, băieți, vă uitați cum arată vestearul ăsta de la Ulim de aici. Cât de interesant el arată și chestia care e mai important. Cum se închide el? Nici nu se ține măcar. Să lești lucrurile tale personale, eu nu-ți văd pe nimic, că vă opriteți crămâi fără dânsălea. Aici chiar arată destul de simplu, noi punem repede lucrurile, aici practic nu-i nimic. Am venit amui un băiat de urma mea, dar în rest nu-i nimic. Deci băieți, voi uitați cum arată sala. Ei mergi doar înainte lungă și gata. Chestia tot ce faci în sala asta e priveliște. Uitați și priveliște, aici este. De-ar fi și ferestrele dacă mai curate, ar fi altfel. Aici îți vede tot orașul. Vedeți și aparatele, ele-s vechi aici, ele-s de mult. Dacă 20 de lei intrare, ți-am închipu și de ieftin, 20 de lei intrare. Cardio pozici că de-am făcut. Dacă vin mai pentru cardio la sala asta, pot să stai de-am acasă. Te oprit la 10 lei etaj, de-am vin apoi. Știi când eu m-am antrenat la așa aparate vechi, tu n-ai idee. Uite cu bol de aici, cu... Uite, băi, și... Opa! Și mai scârză aici atâta de masă. Sunt niște un bol, dar nici nu pot să-l scot. Opa! Ia unde să vedem noi. Facem noi așa. Ai mult și cineva zic, băi, nu știu să antrenez. Nu, că eu știu, dar nu pot scot bol de fiela. Păi, nu e așa de rău, știi? Încă ghinic pot să n-aș așa picioarele. Uite cum șuie de băi cablul ăsta deasupra mea. Sala asta eu cred că e mai mult pentru cei care mai puțin bani în buzunar, adolescenți, tineri, elevi, studenți și așa mai departe. Ai văzut să te antrenezi 20 lei și stai cât vrei aici. Uite ce aparat e și interesant. Luăm așa frumușa, dar nici nu știu cum să apuc. Stai, leacă, și faci aparatul ăsta? Nu înțeleg cum trag eu. Și așa stragi? Nu știu, ori eu nu fac corect, dar eu nu-i clar deloc cum să-l apuc. Sau poate așa, a, da, băi, așa. A, măi, altceva, simți pieptul. Știi numai când faci, apoi simți tot capul ăsta, cum sunești, că simți că e vechi tare. Chestia că nu înțeleg cu oglinzile astea, vine, știți, vine oglindă întreagă. Deci e pe bucăți și tu nici nu încapi într-o oglindă, să fiți normal. Știți, mai răți o leacă de mușchi, una alta. Eu ce scun eu proaspăt, aici avem, uite ce frumușel. Din salon am mai recent ieșit. Aici, pur și simplu, el e sveche, adică s-a dus undeva și aici de asta și împreț așa de puțin și la ultimul etaj încă și mai obosește. Știi câți de mulți aici s-o sui pe etaj și s-o întors înapoi că de-am s-o obosit. Asta precis, mai ales din fete, mai eu cunosc personal, persoane care s-au ridicat până la 5 etaj, de-am s-o răzgândit, nu mai vrea la sală. Bă, dă-i tare ca lemnul. Uite, e pare mare, dacă nu ridici, nu e așa de greu. Mă frumșel și... They been on they ass, bitch, I'm on the rail. I wrap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed, out, they hit me the chill. I give it a thrill, I put it on film. Niggas facade get applaud, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. I got a show and she dipping them nails. I'm flipping my L's, I know they can tell. I did it too much. Rutățile noastre ușoare. Asta o leacă nu-i în temă, dar... Deci, vezi ce sunt și calorifere. Un minus care e tare mare, nu e muzica aici, trebuie să iei căștile tale. Trebuie să dai bani și pe căști, nu numai 20 lei pe sală. Adică dacă se mă uit în oglindă, în fața mea, pipi bucăți și eu nu mă înțeleg acolo. Eu cred că mă așteptam că și bătare mult, serios să spun. Cred că și bă mulți băieți, mulți fete. Poate și sâmbătă, nu știu, că e weekend și oamenii nu se antrenează. În timp săptămâni nu se antrenează, în weekend nici atât, eu cred. Băi, dar chiar privirea așa asta tălă, măi, și de bine arată. Știi câte minusuri aici sunt? Trenajoare, echipamente proaste, calitate și așa mai departe. Da, și ești în fața ta. Numai că chestia că tu când te antrenezi, majoritatea trenajoarelor tu te uiți încolo, nu te uiți la privirea ăștia care și din spatele tău. Că ar fi mai normal să te uiți încolo și să te antrenezi, știi? E vrut uleacă, te-ai jucat uleac de tenis, vrei uleac boxez, bați în sac, dacă poți, dacă
dacă nu poți, nu bate. Și de-am avem și niște suplimente, dacă vrei ceva. Băi, la prețul ăsta, eu spun că merită. La prețul ăsta sos mai scump 50 lei. Și cu tine. 20 lei normal pentru ce aici este, aici poți te antrenezi. Aparatele sunt destul de serioase. O leacă zvechi, dar important că lucrează. Noi acum ne ducem la o sală care chiar pot să spun un club care prin cel mai scump club sportiv la noi din țară care este, așa că eu cred că o să fie tare interesant. O să vedeți voi și acolo este pe lângă sală, pe lângă sală, așa că ne ducem chiar acum. Prieteni, deci noi acum am ajuns în fața printre cele mai bune cluburi sportive care sunt la noi în țară, Niagara Fitness Club. Deci noi chiar acum o să ne ducem dâns și o să vedem cum o să fie. Gentuța noastră este cu noi, să facem un antrenament frumos, să vedem ce servicii au acolo, bazin și multe, multe altele, așa că o să fie tare interesant, noi ne ducem chiar acum. Ca să înțelegi, sunt parcare, sunt printre cele mai scumpe mașini, Mercedes, Porsche și așa mai departe. Acum suntem la recepție și o să spunem că prima dată suntem la dânsul, aici n-am mai intrat. Bună ziua, eu sunt pentru prima dată la clubul dumneavoastră și vreau să mă antrenez. Asta îmi permite să... Mersi foarte mult, vestiarul este acolo, da? Noi trebuie să schidem intrarea cu chestia asta. Băi, tu uite cum arată aici vestiarul. Arată destul normal. Noi ne-a dat aici un prosop și cheia asta ca să deschidem aici tot. Eu aș zice că era destul normal vestiarul. Încă la noi așa ceva n-am văzut vestiarul pe pensele noastre. Ne schimbăm repejor și începem sus la doilea etaj. Acolo am înțeles că e sala de forță și vedem cum e acolo și servicii, bazinul și multe, multe altele. Eu pot spun că și arată sala destul de bine. Nu știu cum e înăuntru, dar până când la recepție și intrare a fost tare, tare interesant și bine arată. Aici îți primești că e sala de cardio. Văd, adică sunt numai aparate care țin de cardio. Facem câteva minute pe bandă și am ușit ce am acolo la sala de forță. Știi, de departe când am văzut că sala asta are gard, deodată mi s-a părut ceva straniu. Voi ați văzut cum arată și înăuntru, în vestiare, cum la recepție arată. Și am arătat noi acolo la Olim, la ultimul etaj, asta e diferență colosală. Asta noi, pe început, ei și au mai multe servicii pe lângă sala de forță, o să vedeți ceva și sound și multe altele. Aici la cardio văd că nu sunt așa de mult. Știi, mă așteptam că știu ceva mai mult. Azi e weekend, oamenii sunt acasă, una alta. Des care chestie că sala dacă e scumpă și clienții sunt mai puțini, că e scumpă. Dacă e mai ieftin, acolo și sunt mulți, că acolo e ieftin. Ia să vedem și aici. O, altceva așa. Tu și bazin mare aici, tu vezi? Față de acolo aici e mult mai cald, simt că temperatura, da, e alta. Uite, acolo este și jacuzzi, dacă nu ce mai aproape, tu vezi? Este un fel de bar acolo. Băi, bazinul e mare și tare mare sala. Știi, îmi pare rău că nu mi-am luat, deschim un bac și eu în apă. În orice caz, adică am intrat ca să vă arăt vouă și posibilitatea aici este, că tu să vii și să te relaxezi, deși nu îți faci antrenament în grup și multe, multe altele. Începem la sala noastră de forță, să băgăm niște exerciții acoliană, să pompăm mușchii. Știi, parcă ai impresia că nu ești într-un club sportiv, dar ești în ceva mult mai mare. Aici, știi, aparatul merg așa, să învârtesc pe cer. Început de aici și te duci așa, Iana, și dacă vrei, te duci acolo sus și te îndrăinesc, sunt câteva aparate. Și e tare interesant, tare bine combinat nuanțele anume. E chiar interesant dacă seara sau dimineața sunt tot așa de puțin. Eu presupun că atunci ai mai mulți oameni, că știi, vin la lucru una alta. Luat unul de seana, făcut niște exerciții, dacă știi ceva să faci. Dacă ești începător, eu recomand numai cu antrenor să vii aici, singur, nu te apuca, că îți faci mai rău. Din câte am observat, partea asta mai mult exact pe picioare. Vedeam cum o iei așa frumos încolo, acolo de-am intră absolut. Aici e tehnica de la Techno Gym, asta tehnica asta, Iana, aparatele, trenajoarele sunt tare bune și tare calitativ, dacă nu mă greșesc că e ceva italian făcut. Băi, e destul de fain aici, arată aici, știi, tot într-o nuanță verde, suriu și albastru, da. Uite aici ai și priveliște așa frumușică, se antrenez cu așa priveliște, e altceva. E scăr interesant aici. Și aici sunt niște trenajoare iar în plus. Băi, eu cred că aici și vă mult mai mult, aici sunt tare puțin să antrenează, sala e pustie, orică nu știu, amăi e amiază și poate știi orile de vârf, e dimineața și seara ca de obicei, dar cine știe. O să începem noi cu exercițiul nostru, care ne-am place să începem într-o piept. Și cu niște greutăți așa mai ușurele, după care băgăm ceva mai greu. They claim they want beef like I ain't in a teed up. I turn them to vegan, I'm really a creature. She sent me the beacon, I beat it and flee it. It's all like these niggas won't beat me, they can't. I'm somewhere tucked off, I'm late in the shade. And I'm counting mine, still ain't made it. I'm jaded, my latest, my greatest. I ain't ever caving this. Aici ne-am dat deodată și prosop, dar unii țele trebuie să achizi pentru prosopul, da? Dacă nu, vii cu atât de acasă. Aici am uimit chestia asta, dar vezi că totodată tu își achizi bani bunișor pentru abonament. Aici tare mult contează ca tu să te concentrezi la mișcările care le faci, adică conexiunea între minte și exercițiile tale. Dacă faci, tu te gândești la foaie verde lobădă, cam nu prea să ești. Uite ce chestie așa eu am văzut. Barele seana care spui greutăți pe dânsul, ele automat deja spus, adică tu nu trebuie să mai pui, doar le selectezi greutatea care tu ai nevoie. Dar în alte săli, tu singur trebuie să pui greutatea de care ai tu. Adică știi, iar ai gândit pentru că
clienți. Și spus niște bolduri, gata, fă și vrei, tu din mac o seană poți face. Și alegi greutatea care vrei și ai în creștere, evident, și ți-ai luat și da bătaie. E, și trebuie o contracție tare bună să te concentrezi la piept. Băieți, am scris în comentarii, cui place să antrenezi piept? Da, băieți, aici sunt multe trenajoare, aici e avantaj mare că stai puțin, pe liber, tu poți să te antrenezi la care vrei, nu stai în rând cum la alte selți, așa mai departe, unde stau vreo 5 rând și tu ești așezele. Ia uite ce așa mai găsă ceva, fight cool. Pe lângă să faci tu o sală de forță, vii aici mai pălești în sacul leacă și altceva. Și aici sunt și câteva trenajoare unde iarăși și țin sală. Și am coborât aici jos, tu uite și de mare bazinul ăsta. Uite ce așa sau nu este, băi, e vin în coș. Sunt miros tare de lemn, dar erată, băi, tare interesant, eu aș zice. Nu știu, aici intră îmbrăcat, dezbrăcat, noi ce mai departe și o să vedem. Aici și melodie așa cum trebuie. Văd că aici un bar, un suc fresh, poate. Bună ziua, poveți ceva băuturi? Haideți să facem un mix ceva interesant. Băi, dai bun socul ăsta. El e doar din fructe, de camus ceva adausuri. În jacuzzi despre care eu vorbim. Aici presupun că e pentru copii, pentru că văd mai mulți copii. În partea aceea văd doar maturi. Uite ce este zona, adică pentru bărbați, așa se numește, camera de relaxare pentru bărbați. Știi, ai venit aici, te așeza frumușel, eu presupun că vii, nu vii îmbrăcat cum am venit eu. Nu știu, și temperatura camerei e normal. Eu își zice, așa, aici e sauna, de mai aici e ceva mai serios. Acolo de-am, evident că cineva este, n-ați mai întrebat și ați filmat. Tu uite câte zone sunt aici, ca stai, pur și simplu să te relaxezi, te odihnești. Nu numai doar să vii și să ridici aici fierul care este, dar să te relaxezi. Te duci, ai notat, ai băut un suc fresh, ai venit aici, te odihnești. Ca când te duci, nu știu, în hotel la mare, toate zonele acolo, all inclusive, ai. Și aici este și pentru copii din câte văd, adică zona pentru copii, vestiare și multe, multe altele. Așa și în bazin, cum ați văzut, era anume bazin apart pentru copii. Aici vestiarul, știi ce, băi, chiar poți să te rădăcești, eu serios spun, prin atâtea coridoare. Și aici ne-am intrăm în vestiarul nostru pentru bărbați. Poți te duci direct și în sală, și în bazin, și mai multe ieșiri, adică nu ai doar o singură ieșire din vestiar. Revniți uscatul la pără. Și te duci să te schimba mai departe. Sunt mai multe oglinzi, adică nu numai singur una la tot vestiar. Și băieți, băieți, văzut cum e la Niagara Fitness Club. Băi, ies doar la recepție și este salon de beauty studio. Deci poți să cumperi deodată niște hainuți. În scurt, tot echipament deja poți să le iei dacă ai uitat hainele acasă sau nu știu ce, un prosop și așa mai departe, tot ce este pe loc. Aici chiar e tot la îndemână, vrei să cumperi și haine, vrei să faci cofură, vrei să te îmbraci, te zbraci, te scalzi și mănânci și bei și așa mai departe. Băi, ați văzut care este comparația între sala precedent care o poți sala cu clubul ăsta care este? Băieți, vouă, dacă v-a plăcut acest video, ce să conțin că am muncit foarte mult la dânsul. Nu uitați să puneți un like, scriți în comentarii ce idei voi aveți sau altceva. Facem ceva tare interesant pentru voi. Nu uitați să vă abonați la acest canal, să puneți un like, iar noi ne vedem în video următor.